Dragi prieteni, eu vă salut și pe cei care ați ajuns între timp. În seara aceasta, o să rămânem în contextul familiei. Ultimile întâlniri au fost în legătură cu căsătoria și cu viața de familie. În seara aceasta, am pregătit un subiect care tratează mânia și conflictele în familie. Sigur, Subiectele acestea, mânia și conflictele în familie, sunt vaste, sunt complexe, însă o să încerc să spun câteva cuvinte despre fiecare. Adevărul este că mânia, atunci când ne scapă de sub control, face mult rău și celor care sunt lângă noi, și nouă, ca o consecință apropiată sau îndepărtată. Conflictele, de asemenea strică munca noastră în relație, poate munca de o viață. Și în seara aceasta aș vrea să ne permitem să găsim curajul și puterea de a ne apropia de subiectele acestea care sunt așa de delicate, așa de sensibile, pentru că în ele sunt ascunse rănile noastre, poate chiar falimentele noastre. Mânia este o stare de iritare puternică în raport cu cineva, fiind unul dintre cele șapte păcate cardinale. Mânia conduce la ceartă și cearta la o viață de familie dezastroasă. Mânia conduce la ceartă și cearta la frângerea relației. De multe ori nu ce spunem conduce la ceartă, ci cum spunem. nu e suficient să justificăm faptul că este adevărat ce spunem, dacă adevărul acela îl spunem într-un mod greșit, ascuțit care rănește, care împunge. Cele mai multe certuri încep cu un anumit subiect, însă după 5 minute partenerii se abadă de la subiectul care a provocat cearta și cearta continuă în legătură cu modul nepotrivit de a ne certa. Există o predispoziție în familie cu privire la mânie. Când bărbatul se simte provocat, când soțul se simte provocat, neascultat, se concentrează asupra dorinței lui de a avea dreptate și se luptă pentru asta, devine rece, neatent, categoric, nervos, îi scade afectivitatea și nu mai își manifestă iubirea. Soția, simțindu-se jignită, se supără. Soțul încearcă să o convingă că nu trebuie să se supere. Atunci ea tinde să devină critică, istorică și începe să plângă. El încearcă să-și apere punctul de vedere, ea încearcă să se apere pe ea însăși. La mânie, soțul își prezintă argumentele, mânia fiind o stare de iritare puternică, însă soția își exprimă sentimentele. Femeile devin în tonul lor neîncrezătoare și refractare, aprecierile lor devenind negative și jignindu-i pe soții lor. Adevăratul motiv pentru care Cearta este că nu ne simțim iubiți și reacționăm. Pentru acest motiv ne certăm de cele mai multe ori. În conflict, soțiile devin neîncrezătoare, negativiste, lucru care îi ofensează puternic pe soți. Oamenii se mâni atunci când nu se simt iubiți și reacționează certându-se. Biblia ne spune, prin Apostolul Pavel, în Cartea Efeseni, capitolul 4, versetele de la 26 la 31. Faptul că există mai multe grade, mai multe etape ale manifestării mâniei, ale intensității acesteia. Mânia este păcătoasă sau nepăcătoasă în funcție de emoția interioară sau de manifestarea exterioară. Repet, mânia este sau nu păcătoasă în funcție de emoția interioară sau manifestarea exterioară. Emoția interioară poate fi justificată. Aceasta se numește indignare. Amărăciune, de pildă. În faza aceasta, mânia nu-i păcătoasă în sine. Și Dumnezeu se mânie pentru a reacționa la ce este rău și pentru a proteja ce este bine. Însă, existe, există o atitudine exterioară nejustificată care este prezentată în Biblie ca fiind iuțime, răutate, ceartă și răzbunare. Mânia. Diferă de la gradele de intensitate în care se poate manifesta. Scriptura vorbește despre trei nivele, în funcție de intensitatea ei. Primul grad al mâniei vine din cuvântul grecesc holos, care se referă la iuțime, și aici este viteza de reacție pusă în evidență, adică mânia rapidă s-a enervat imediat. Apoi, al doilea grad este mânia catos, care este invidia, este pisma, ea nu este rapidă, dar este profundă, este adâncă. Și al treilea grad al mâniei este zakos, care înseamnă dușmănie. Traducerea Cornilescu folosește expresia arhaismul zavistie. Există alternanță în mânie, de pildă faza suprimării, aparentă pace sau abordare reținută. Omul își suprimă mânia. El este foarte mânios în interior, dar încearcă să se uh, rețină. Probabil știind că dacă se mânie, are un comportament pe care îl va regreta. Aici există riscul răzbunării ascunse. Nu se arată că e supărat foarte tare, dar în interiorul lui este într-adevăr supărat foarte tare. Apoi, Manifestarea este o altă fază. Manifestarea se poate vedea printr-o reacție ironică, critică, poate chiar agresivă. Mânia poate fi împărțită în mai multe tipuri. De pildă, e tipul cuptor. Asta este mânia controlată. Cuptorul de obicei poate fi controlat. Mai este încă un tip al mâniei numit icebergul. Asta este mânia ascunsă. Știți că cea mai mare parte a unui iceberg este în apă. Un astfel de ghețar a lovit Titanicul, celebrul vapor pe care l-a scufundat. Apoi este tipul cărbunii aprinși. Este mânia acumulată, persistentă. Sau mânia vulcan, mânia care explodează, pur și simplu face un circ dramatic. Sau mânia furtună. Aceasta este mânia agresivă, ia se poate termina rău. Sunt mai multe atitudini în mânie. Prima dintre ele este lupta și această atitudine a mâniei prin luptă este o atitudine ofensivă specific masculină. Aici bărbații acuză, rostesc sentințe, critici violente, reproșuri, cuvinte grele. Intenția lor, poate chiar inconștientă, este să și intimideze partenera. Atunci când se mânie bărbații, ori se luptă, așa cum deja am menționat, ori se retrag, așa cum o să menționez chiar acum. Retragerea este o a doua posibilă atitudine a unui bărbat. Dacă lupta a fost atitudinea ofensivă, retragerea este atitudinea defensivă. Ambele sunt specific masculine. Aici bărbații se închid în ei, se închid în sertarul cu nimic, nu mai cooperează, se simt nedreptățiți, disprețuiți. Și își sancționează partenera cu indiferența lor, privându-o de afectivitate, de atenție. Un bărbat trebuie, atunci când se mânie, să se manifeste într-unul dintre cele două feluri. Intenția este să-și pedepsească partenera, dacă primul era să o intimideze. A treia posibilă atitudine este simularea. Asta este o atitudine de protecție specific feminină, pentru că se teme să fie sinceră. Își ascunde suferința în spatele unei, aparențe, unei aparente stări de mulțumire. Intenția este să se protejeze de ceartă, de violența soțului dacă are un soț violent. Apoi, o a patra atitudine. Din nou, specific feminină este încovoierea, frângerea. Este o atitudine de resemnare specific feminină. Aici ea suportă nedreptatea, ofensele, resemnându-se. Intenția este să aibă pace în familie. Spune, duc eu lucrul acesta de dragul păcii. Sunt multe motive pentru mânie, justificate sau nejustificate. Oamenii se mânie. Pentru bani, pentru viața intimă, pentru rude, pentru decizii, pentru felul în care și-au organizat timpul, pentru responsabilitățile din casă, din căsnicie, pentru priorități, datorită suspiciunilor mai ales, datorită perfecționismului celor care sunt perfecționiști, datorită egoismului. Soțul crede că partenera nu are încredere în el, nu are încredere în competența lui și atunci se mânie. Bărbatul are nevoie, pentru ca soția să-i valideze performanța, competența. Din potrivă, soția crede că partenerul nu o respectă și îi neglijează sentimentele. Ea are nevoie să-i fie validate sentimentele și soțul într-un fel, soția într-un fel ajung să se mânie. Mânia are și anumite grade ale progresiei ei. Nivelul cel mai de jos e mânia, Apoi, dacă ea nu e tratată, urmează furia. Furia este acumularea mâniei și ultima fază este răzbunarea. Dacă furia este acumularea mâniei, răzbunarea este manifestarea păcătoasă, poate chiar periculoasă, a mâniei. Mânia are fazele acestea, adică de la mânie se ajunge la furie și apoi la răzbunare, pentru că. Atunci când mânia a apărut, ea nu a fost rezolvată printr-o comunicare înțeleaptă și blândă. Există riscuri în mânie și mai ales există riscuri în mânia camuflată. Care sunt uh, tipurile de mânie camuflată? Poate că primul dintre ele este aparenta pace. În interior există nemulțumire și frustrare. Poate apărea o suferință psihosomatică, o suferință fizică cauzată psihic. Petru spune în prima lui carte, capitolul 3, versetul 7, vorbind despre femei, sunt un vas mai slab. Apoi colecționarul de vânătăi. Aici se dă curs complexului de inferioritate și urii. Când se umple paharul, izbucnește necontrolat. Tace, tace, rabdă, rabdă și poate dintr-un motiv puieril, pur și simplu explodează și partenerul se miră, cum dintr-un motiv atât de mic ai făcut un circ așa de mare? Dar acesta a fost doar paiul care a rupt spatele Cămilei. Abordarea tăcută este o altă posibilitate. Persoana care încearcă să se ascundă timp în care se răzbună. Reacția critică. Persoana care critică oricând, părând că o face bine intenționat, dar de fapt, motivația este o mânie ascunsă. Apoi, mânia posesivă agresivă, persoanele care ajung la scandal, persoanele care nu au limită, nu au simțul măsurii și pur și simplu nu sunt în stare să gradeze mânia raportată la situație, ci pur și simplu pentru mult sau pentru puțin face un circ interminabil principii biblice în legătură cu mânia. Biblia vorbește despre mânie, încearcă să trateze mânia, învățându-i pe cititorii ei, pe oamenii credincioși, să-și gestioneze mânia. Iată dar, deseori putem păcătui că nu ne mâniem, asta înseamnă irresponsabilitate. Însă mânia este un sentiment cu care ne-a înzestrat Creatorul. Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de a fi indignați în anumite situații, dar asta este o atitudine interioară, nu e vorba de o acțiune exterioară. Atunci când omul este nemulțumit de o nemulțumire nejustificată, ești nemulțumit pe un copil neascultător, ești nemulțumit pe un tovarăș de viață leneș și irresponsabil, ești nemulțumit pe un coleg de lucru care nu-și face geabu și toate responsabilitățile lui îți revinție, sigur că atunci ești indignat. Apoi, un om trebuie să-și asculte sentimentul de mânie, dar să nu se lase controlat de el. Asta spune Solomon în Proverbe, capitolul 14, versetul 7. Și așa cum anticipam în introducere, Apostolul Pavel spune asta în Efesenie, capitolul 4. Apoi, nu te grăbi să-ți manifesti mânia. Mânia nu lucrează voia lui Dumnezeu. Mânia exprimă sentimentele care sunt aprinse și sub presiunea acestora, omul se va comporta într-un fel pe care îl va regreta mai târziu. Eliberează-te cât poți de repede de mânie. Atunci când ești mânios, ești vulnerabil să păcătuiești, să te comporți într-un fel care te face vinovat în fața persoanei cu care ai de-a face. Mânia răzbunătoare absolut întotdeauna este greșită. De aceea trebuie să deprindem metode de evitare a mâniei. Imaginați-vă că mașina cuiva se strică în mijlocul intersecției, cauzând uh, nemulțumirea celorlalte, uh, celorlalți șoferi care sunt în trafic și claxonează din spatele uh, mașinii care s-au oprit. Uh, cum ar fi potrivit să se comporte șoferul în situația aceasta? Deci mașina nu-i mai pornește. Șoferii din spate nu înțeleg, nu știu ce s-a întâmplat și claxonează violent probabil că ar fi cel mai bine ca șoferul să coboare, să se dea jos, să meargă liniștit la mașina din spatele lui și să-i spună, stimate domn, îmi pare rău, dar nu mai pornește motorul. Dacă doriți, puteți, puteți dumneavoastră să mergeți și să încercați, iar eu o să stau în locul dumneavoastră și o să claxonez. În felul acesta, mai înglo, mai în serios, s a putea să, să, să dezamortizeze situația încordată din intersecție. Când nu știi să spotolești mânia așa cum trebuie, se întâmplă două lucruri. Unu, poți fi nervos. Te plimbi de colo până acolo și ești gata să explodezi. Nu uita, în viață mai multe sunt problemele uitate decât cele rezolvate după placul nostru. Așa că nu încerca să le rezolvi pe toate încearcă și să le uiți cu alte cuvinte, lasă-le în spate că de uita nu le poți uita. Nu te enervezi nici măcar atunci când trebuie, este a doua variantă. Prin urmare, ceea ce poate forma caracterul ajunge să producă șovăială și indiferență. exprimă mânia în mod convingător, în mod corespunzător, potrivit, decent și înțelept. Când îți lipsește curajul să-l confrunți pe șef sau pe asociatul tău, e foarte posibil să explodezi acasă, să te duci acasă cu nemulțumirea aceasta la soția sau la soțul care nu are nicio vină și pur și simplu să explodezi acolo. Hristos spunea, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Nu face un circ public. Uneori oamenii se mânie. Pavel scrie, când a venit Chifa din Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, că cerea de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, îl mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat departe de teama celor tăiați în prejur. Împreună cu el au început să facă, să se prefacă și alți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Iată, dar, e greșit să tolerezi răul când poți face ceva pentru a-l îndrepta, dar trebuie să faci bine Ceea ce vrei să faci bine. Dacă un lucru trebuie făcut, trebuie făcut bine. Spune ce ai de spus, însă spune în dragoste. Pavel spunea: Fiți credincioși adevărului în dragoste pentru ca să creștem în toate privințele. Trântitul ușilor, ieșitul uh, din casă și abandonarea uh, discuției uh, nu sunt alegeri potrivite pentru că ele nu rezolvă problema. Focalizează-ți mânia pe problemă, nu pe persoană. Dacă îți vei focaliza mânia pe persoană, conflictul va deveni din ce în ce mai mare. Focul se va înteți. Ascultă-ți partenerul, soțul, soția, nu-l întrerupe. Respectă tăcerea partenerului, nu-l provoca. Găsește locul, timpul și atitudinea potrivită pentru o discuție cu partenerul. Nu începe discuția oriunde. Pentru că nu orice loc și nu orice timp este potrivit. Nu te lăsa condus de sentimente. Ești o mare. Folosește-ți discernământul, înțelepciunea și blândețea. Ai grijă nu doar la ce spui, ai grijă și cum spui. Pentru că degeaba spui bine ce spui dacă metoda de a spune este una greșită. Nu lua personal argumentele pe care le are partenerul. Și nu discuta despre partener în prezența altora niciodată, pentru că tu te împaci cu partenerul, dar străinii cărora le-ai împărtășit intimitățile tale nu vor fi uitate niciodată. Nu începe niciodată discuția înainte de masă. Este cel mai nepotrivit moment dintre toate momentele nepotrivite. Gândește-te atunci când simți să continui cearta, dacă chiar trebuie să continui nu te lăsa condus de sentimentele acestea de a te răzbuna, de a te răcori, pentru că atunci când această ceartă se întâmplă în familie, nu uita că în familia asta trebuie să îmbătrânești. Cu persoana aceasta cu care ai început să trăiești, trebuie neapărat și să termini. Sigur, mă refer la sfârșitul vieții. Fixați principii clare în familie, nu vă mulțumiți doar că s-a terminat cearta, că ea va reveni dacă nu ați rezolvat problema în mod principial. Definiți responsabilitățile în așa fel încât să nu mai apară din nou aceeași discuție și să vă certați pentru același lucru nu-ți compara niciodată partenerul cu altcineva. Te-ai căsătorit cu persoana aceasta pentru că ai socotit-o potrivită. Acum nu-i spune că altcineva e potrivit și el trebuie să devină ca acel altcineva. În concluzie, fii pregătit să ierți. Neglijând sentimentele, supărarea, mânia pe care o încerci, folosește-ți rațiunea. Există soluții atunci când suntem mânioși? Evident prima soluție, de departe prima, este folosește înțelepciunea și blândețea. Cele mai potrivite două virtuți atunci când ai ajuns în mânie este să-ți folosești înțelepciunea și blândețea. De aceea încearcă să taci și să numeri până la 10. Încearcă să gândești, încearcă să conștientizezi că Dumnezeu te vede, încearcă să Accepți faptul că stai de vorbă cu omul pe care ți l ai ales, și nu are niciun rost să faci un circ. Apoi, verbalizează mânia după ce revii la echilibru emoțional. Dacă simți că explodezi, nu vorbi, pentru că cuvintele pe care o să le spui, gesturile, atitudinile, comportamentul, toate vor fi sub orice critică. Uitați ce spune Psalmul 39. Voi vegea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii mele cât va sta cel rău înaintea mea. Ascultă când celălalt verbalizează. Este o a treia sugestie, o a treia soluție. Ascultă-l în felul acesta, îi vei demonstra că îl respecti. Fii pregătit să ierți dacă nici soțul nu iartă, nici soția nu iartă, până unde veți merge așa? Trebuie să ierți. Ambiția aceasta nu se potrivește cu discernământul pe care ar trebui să-l aibă un adult. Domnul Isus ne-a învățat să ne rugăm în felul următor și ne iartă nouă greșelile exact cum noi iertăm greșelile greșiților noștri. Noi ne așteptăm ca Dumnezeu să ne ierte, dar Biblia spune că Dumnezeu ne iartă pe noi cum noi îi iertăm pe alții. Apoi, o a cincea soluție, oferă -i o nouă șansă partenerului să se corecteze. Sigur că ești nemulțumit sau nemulțumită pentru ce s-a întâmplat, dar ce soluție ai în afară de iertare? Până unde vrei să mergi cu atitudinea și cu cearta? Adu-ți aminte ce spune Solomon, ceea ce face farme cu unui om e bunătatea cultivă bunătatea. Oamenii n-au tendința să fie buni, au tendința să fie răi. Dezvoltă-ți caracterul ca să devii un om bun. Disciplinează-te. Este inevitabil să nu te mâni, dar cum te mâni, când te mâni și unde îți manifesti mânia e o problemă de păcat sau de nepăcat. Mânia e motivul numărul unu care conduce la ceartă, de aceea Biblia recomandă mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Asta înseamnă că a te mânia ca și atitudine de indignare și nemulțumire interioară, justificată, nu-i păcat. Dar atunci când îți verbalizezi într-un mod păcătos, rău, răzbunător, neîngrijit, ofensator, supărător, jignitor, atunci este păcat. Degeaba ai mai spui că ai dreptate. O dreptate nu poate să se manifeste prin nedreptate. Pavel ne îndemna să nu apună soarele peste mânia noastră. Stimați prieteni, permiteți-mi să fac o aplicație personală. Mai aveți puterea să vă opriți din starea de mânie și de conflict atunci când vedeți că se face seară? Gândiți-vă că Dumnezeu se așteaptă ca să pune capăt conflictului. Dacă ne lăsăm conduși de ambiție și de mânie și suntem pregătiți zile în șir să stăm în atitudinea aceasta, cum mai putem să demonstrăm că nouă ne pasă de Dumnezeu și îi respectăm cuvântul? Mânia este ca și mana din pustie, trebuie consumată în ziua respectivă. Mânia conduce la conflict. Însă, conflictele în familie nu sunt produse doar de mânie. Am vorbit puțin de mânie, haideți să vorbim puțin de conflicte. Cea mai mare problemă a conflictului este faptul că aproape 70% din conflicte. Sunt non-gestionabile. Asta înseamnă că doar în 30% din cazuri reușim să gestionăm un conflict. De aceea avem nevoie să știm cum să comunicăm în timpul conflictului, cum să facem mici compromisuri pentru a rezolva un conflict. În general, conflictele apar pe trei paliere. Sunt conflictele care izbucnesc datorită principiilor. Aceste conflicte pornesc de la ce este bine și ce este rău. Pentru că partenerii au puncte de vedere diferite cu privire la bine și rău, ei ajung la ceartă, la conflict. Apoi sunt conflictele de personalitate. Sunt persoane cu o personalitate mai dominantă, mai arțăgoasă, mai iute la mânie și aceștia întotdeauna sunt ca o bombă care fac totul praf în jurul lor apoi sunt conflictele de preferință. De obicei, preferințele noastre pentru noi, din punctul nostru de vedere, sunt mai bune, mai potrivite decât ale celorlalte, cu alt, ale celorlalți. Cu alte cuvinte, noi întotdeauna avem dreptate. Atunci când vorbim despre conflicte, ar fi bine să ne întrebăm care este sursa conflictelor. Sunt multe surse ale conflictelor. Probabil că una dintre ele este atunci când nevoile nu sunt împlinite și responsabilitățile nu sunt asumate. Atunci când nevoile nu sunt împlinite și responsabilitățile nu sunt asumate, apar reacții. Dacă am vedea reacțiile acestea ale partenerului, ar trebui să le privim și să înțelegem mesajul lor. E culoarea galbenă de la semafor. Atunci când apare galben, nu știi că urmează roșu. Ei bine, ia atitudine, oprește mașina, blochează-o, apasă pe frână ca urmează roșu. Dacă reacțiile acestea nu găsesc răspuns și rezolvare favorabilă, apare conflictul. Reacțiile arată nemulțumirea, dar conflictele manifestă nemulțumirea. O atitudine războinică, prea multă ambiție, lipsa înțelepciunii și a blândeții, incapacitatea să tăcem în anumite situații de dragul păcii. E bine uneori să ne mușcăm limba, chiar dacă avem dreptate. O facem pentru pacea din casa noastră. Aici nu ne luptăm cu turcii sau cu rușii sau cu nemții. Aici ne luptăm cu tovarășul de viață cu care am făcut legământ. Cu soțul sau cu soția, cu copiii sau cu părinții. În prima fază, conflictul începe cu o diferență de opinie. Însă diferența aceasta de opinie care de cele mai multe ori poate fi normală, devine anormală atunci când pur și simplu apare un conflict datorită acestor diferențe de opinie. Conflictele sunt inevitabile uneori în viața de cuplu, însă contează când și cum sunt soluționate. Conflictul întotdeauna verifică maturitatea unui om, verifică dragostea lui, răbdarea lui, bunătatea lui. În niciun alt domeniu al vieții, omul nu își poate împlini mai bine nevoile care se, care se, pot împlini în familie. Ca să vă dau un exemplu, dr. Willard Herley, spre exemplu, care este un psihologist din Massachusetts, a făcut un studiu cu privire la nevoile pe care le au bărbații și femeile în căznicia lor și a descoperit un lucru uimitor, că acestea sunt complet diferite. Gândiți-vă la următorul lucru, Nevoile bărbatului sunt următoarele. Împlinire sexuală, partener de recreație, soție atractivă, să fie îngrijit cu mâncare și cu haine și casă curată și să fie admirat. În timp ce femeia are o cu totul alte nevoi. Afecțiune, comunicare, onestitate, transparență, suport financiar, și angajament familial. Haideți să le comparăm. Împlinire sexuală pentru bărbat, afecțiune pentru femeie. Gândiți-vă doar la acest lucru. În timp ce soțul stă cu gândul la relația intimă, soția are nevoie de afecțiune. Înainte de relația intimă pentru ea, iar are o problemă sufletească. El are una fizică. Lui trebuie partener de recreație, ei trebuie comunicare. Lui trebuie o soție atractivă, în timp ce ea vrea onestitate și transparență. El vrea să fie îngrijit, ea are nevoie de suport financiar, care îi de siguranță. El vrea să fie admirat pentru performanța lui, s-a întors eroul acasă. Ea are nevoie de angajament familial pe termen lung. E adevărat, conflictele pot izbucni din multe motive. De pildă, lucruri nerezolvate în trecut. Fiecare dintre noi avem un trecut și acest trecut al nostru ne afectează mai mult decât orice altceva, pentru că în el sunt ascunse toate falimentele și prostiile pe care noi le-am făcut. De asemenea, probleme nerezolvate din trecut, dacă tata o mințea pe mama, atunci și soția crede că soțul ei o minte pe ea. Obiceiuri preluate din trecut, dacă a fost iubit în copilărie în baza unor merite, se așteaptă la respingere și încearcă să câștige, ca și în copilărie, iubirea. Sau în modele actualizate din trecut, tânăra soție își va alege un soț care să fie ca tatăl ei sau exact invers decât tatăl ei dacă tatăl ei a fost negativ, un exemplu negativ pentru ea. Al doilea motiv sunt așteptări neîmplinite în prezent. Conflictele apar când unul dintre soți sau poate chiar amândoi au așteptări nerealiste sau există incompatibilități majore în, as, în aspectele importante, nu în cele neimportante. De pildă, în scriptură sunt foarte multe astfel de exemple. Ana era nemulțumită pe soțul ei pentru că ea nu năștea copii. Iată, dar relația cu partenerul, relația cu rudele, relația cu prietenii, probleme cu banii... Probleme cu deciziile, cine are puterea, soțul sau soția. Al treilea motiv sunt perspective diferite cu privire la viitor. Conflictele apar atunci când planurile pentru viitor sunt foarte diferite între soț și soție. Ea vede într-un fel soluționată problema aceasta în viitor, soțul o vede soluționată în cu totul altfel și se iau la ceartă. Sau responsabilități neasumate. Soția spune, m-am săturat să-ți spun și tu te faci că nu auzi. Sau el spune, m-am săturat să. Fiecare se plânge că celălalt nu și-a re asumat responsabilitățile. Relații intime, dacă potența sexuală este diferită între soț și soție, s-ar putea să apară un conflict. El se simte abuzat sau ea se simte abuzată și el se simte nerezolvat. Concurența dintre soți poate fi unul dintre cele mai ascuțite motive. Dacă vreți un exemplu biblic, gândiți-vă la Isaac, care îl iubea pe Esau, în timp ce soția îl iubea pe Iacov, amestecul rudelor de asemenea. Uitați-vă în casa lui David, regele David din, al doilea uh, rege din monarhia lui uh, evreilor, israelienilor, și veți constata cât conflict a fost în familia extinsă falimentul sau succesul. Aduceți-vă aminte că Iov a încercat când a primit oportunități de la Dumnezeu să le gestioneze cu înțelepciune, dar atunci când le-a pierdut a trebuit să gestioneze lipsa acestora. Nu știu când a fost mai greu, când a trebuit să gestioneze mult sau atunci când a rămas fără nimic. Suspiciunea, mai ales a soției, Avram a presupus că împăratul îi va lua soția și pe el îl va omorât. Infidelitatea, probabil că este cea mai gra cel mai grav motiv. De aceea, cartea Evrei spune în capitolul 13: Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, ce, ce expresie plastică. Căci Dumnezeu va judeca pe infideli. Gelozia care urmează infidelității. Crizele vieții, de asemenea. Atunci când oamenii ajung în conflict, sunt necesare soluțiile. Însă, uneori, oamenii aleg soluții greșite și atunci conflictul, în loc să se rezolve, se accentuează. Există soluții greșite? Evident. Dar de ce le aleg oamenii dacă sunt greșite? Pentru că oamenii nu sunt maturi, pentru că se lasă conduși de nervi. De răutate, vor să demonstreze partenerului că ei sunt grozavi și că nu se lasă și nu cedează, și vor să demonstreze de ce sunt ei în stare, dar nu în lucruri bune, evident, ci în lucruri rele. Haideți să vorbim despre câteva potențiale soluții greșite în conflict. Neglijarea conflictului. Neglijarea înseamnă când partenerii se prefacă că nu s-a întâmplat nimic. Soțul poate, el este asemenea unui sertar logic. Soția nu poate, e asemenea unui dulap sentimental. Ea nu poate să neglijeze, el poate. Minimalizarea conflictului, atunci când partenerii nu au respect și grijă unul față de altul. Poate soțul să-i spună, hai, nu mai exagera atâta, nu mai fi așa sensibilă. Păi ea nu poate să nu fie sensibilă că e femeie și așa sunt femeile. În timp ce el, fiind bărbat, e logic pentru că asta este partea stângă a creierului cu care gândește un bărbat înghețarea conflictului. Atunci când soții nu vor să-l rezolve. Spune soțul, nu mai mă cicăli că mai terminat cu problema aia. El nu înțelege că are nevoie să rezolve problema asta într-un fel, ori la bal, ori la spital. Nu poți să stăm așa cu problema nerezolvată. Adică operezi un om, l-ai tăiat, l-ai desfăcut și acum nu-l mai coși, îl lași așa desfăcut pe masa de operație. O altă soluție greșită este evadarea din conflict. Atunci când unul dintre parteneri, sau poate chiar amândoi, datorită presiunii conflictului pe care nu mai pot rezolva, alunecă în alcool, în droguri sau poate în evadare. Justificarea conflictului. Atunci când fiecare se scuza acuzându-l pe celălalt, eu nu am nicio vină, tu ai început, așa faci tu întotdeauna, niciodată, întotdeauna, cuvinte din astea de copii. Explozia conflictului. Probabil că aceasta este cea mai gravă. Singurul lucru bun este că după explozie se așterne liniștea, dacă mai există supraviețuitori, bineînțeles. Explozia conflictului. Atunci când soții explodează într-o manieră rușinoasă, ceartă, nervi, violență, nu se mai pot controla, se descarcă într-un mod greșit, într-un mod toxic. Sigur, singura soluție reală este soluționarea conflictului. Atunci când cei doi, cu maturitate și responsabilitate, cu înțelepciune și blândețe, își asumă faptul că au o problemă și singura soluție pe care Dumnezeu a dat-o omului este ca ei să înceapă să vorbească. Asta presupune să vorbească încet, să vorbească cu grijă, să nu se critique. De fapt, care sunt atitudinile corecte în conflict? Uh, fii sigur că ai intenția reabilitării, nu a răzbunării. Cu alte cuvinte, întreabă-te ce pot să fac ca să se îndrepte situația din familia mea. Păi cele mai multe lucruri vei da vina pe el sau pe ea. Nu, 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 nu. Tu ce poți să faci, nu partenerul. Lasă-l pe partener că și el ar trebui să-și pună aceeași întrebare. Apoi, acceptă vinovăția. Vei spune de nu-ți vinovat, e, nu ești vinovat, s-ar putea să nu fii vinovat cât partenerul, s-ar putea să nu fii vinovat 100% dar de obicei la un conflict ambii sunt vinovați, că unul este 30% și celălalt 70% sau invers, asta e cu totul altă problemă, ascultă-mă, acceptă vinovăția doar atât cât ești vinovat sau vinovată, nu mai mult, dar să spui că numai el sau numai ea e vinovată, iertați-mă, asta este nedreptate manifestă regret. Spune, îmi pare rău. Punct. Îmi pare rău. Punct. Urmează cererea iertării. Ce înseamnă asta? Te rog să mă ierți. E greu să spui asta. Da, dar când spui asta, investești în calitatea familiei și în calitatea caracterului. Și un penultim lucru, angajamentul îndreptățirii promit să fiu mai atent. Promit să nu se mai repete. Asta îl asigură pe partener că o să ai mai multă grijă și asta îi dă liniște. Mustrarea și corectarea trebuie să înceapă cu aprecierea calităților. Atunci când îl mustri în speranța corectării pe partener, nu începe cu mustrarea, pentru că el sau ea nu va avea putere să te mai asculte. Dacă pur și simplu încep ca o mitralieră și numai cu reproșuri și numai cu nemulțumiri și numai cu un ton de șef, atunci sigur că nu o să te asculte. Începe cu aprecierea calităților. spunei apreciez foarte mult pentru că tu ai vrut să faci așa și așa și așa, apreciez mult, dar uite, aici n-a fost bine și asta mă deranjează. El va înțelege atunci că te deranjează un lucru, dar îți și place alt lucru. Dar dacă te duci și îi spui doar ce nu-ți place, el va înțelege că, sau ea va înțelege că nu-i bun sau nu e bună de nimic. Mustrarea trebuie făcută în timpul potrivit și în locul potrivit. Și trebuie atacată problema, nu persoana. Atacă problema, nu persoana. Spunei i ai mințit, nu-i spune ești un mincinos. Îmi vei spune același lucru, nu dragul meu. Intră în detalii și o să vezi că nu e același lucru. Una este să-i spui ai mințit, te refer la problemă, și alta este să-i spui ești un mincinos și te refer la persoană. Mă vei întreba dacă cel care a mințit nu este mincinos? Poate fi mincinos, dar eu te întreb dacă pui problema în felul ăsta, lasă-mă să spun o întrebare. Ai de gând să vă împăcați sau ai de gând să divorțați? pui întrebări ca și cum ai de gând să divorțezi. Nu vrei să te împaci? Dacă ai de gând să te împaci, atacă problema, că pe aia trebuie să o rezolvi. Nu ataca persoana. Persoana trebuie iubită, înțeleasă, iertată. Caracterul se schimbă, dar temperamentul nu se schimbă niciodată. Nu uita lucrul ăsta. Temperamentul nu se schimbă, pentru că temperamentul reprezintă zestrea genetică, ADN-ul cu care ne-am născut fiecare. Ne-am născut colerici, murim colerici. Ne-am născut sangvinici, melancolici sau flegmatici, murim melanco -ă, sangvinici, melancolici sau flegmatici. Însă caracterul e suma obiceiurilor formate prin repetiție. Poți să te obișnuiești să fumezi sau să-ți dezvolți un anumit tic sau poți să te dezobișnuiești. Dar dacă te-ai născut cu ochii albaștri, atunci o să mor cu ochii albaștri. Importanța comunicării în conflict este mare. De aceea comunicarea este singura soluție reală. Comunicarea de calitate și cu echilibru, ambele sunt fundamentale. Ce înseamnă comunicare de calitate? Comunicarea pe un ton blând, fără să critici și fără să acuzi în niciun fel partenerul. Vorbim doar despre noi, nu despre parteneri vorbim despre nevoile noastre și despre cum ne simțim noi. De aceea vom spune doar cum ne-am simțit noi atunci când am auzit sau am văzut ceea ce partenerul a făcut sau a zis. Cu alte cuvinte, nu spune, păi ai venit și mai mi-ai zis și ai făcut așa și așa, pentru că această critică îl va provoca sau o va provoca. spunei altfel, vreau să știi că eu m-am simțit foarte nedreptățită și jignită sau foarte nedreptățit și jignit când tu ai venit și ai spus așa și așa, așa. Iată dar că tu acum te concentrezi pe cum te-ai simțit tu, nu pe ce a făcut el. Indirect spui ce a făcut el sau ea, dar nu Pui problema pe asta, ci o pui pe cum te-ai simțit tu. Întotdeauna spunei cum te-ai simțit tu când el a făcut sau nu a făcut, sau când ea a făcut sau nu a făcut. Când pui problema în felul acesta, el, ea nu se simte atacat sau atacată. 2, ne asumăm responsabilitatea pentru vina noastră. Deja am mai spus asta odată. Nu ataca partenerul, ci asumă-ți responsabilitatea pentru ce ai făcut. Spune așa. Îmi pare rău că am ajuns să ne certăm. În dreptul meu, atâta cât ți-am greșit, te rog să mă ierți. Îmi asum faptul că am și o parte a mea de vină. E când spui asta, îl ajuți sau o ajuți pe ea să spună și ea la fel. Ok, și eu îmi asum partea mea de vină, te rog să mă ierți. Iată, dar cum amândoi contribuie la rezolvarea problemei și la aplanarea conflictului. Dar dacă unul e atât de sfânt, indiferent care dintre ei, care niciodată nu-i vinova cu nimic. iertați mai foarte greu să se rezolve un conflict în situația asta. Apoi, nu trata niciodată pe partener cu dispreț. Este omul pe care ți l-ai ales, nu l trata cu dispreț. Ca să evităm tendința de a-l trata cu dispreț pe soț sau pe soție, folosim aprecierea. Când folosim aprecierea, Pur și simplu mergem într-o altă direcție decât în direcția de a manifesta dispreț. Nu te interioriza, fiindcă presiunea emoțională va crește și va sări capacul într-o manieră violentă și greșită. Pentru a comunica de calitate trebuie să ținem cont de câteva lucruri. Primul dintre ele: ce vrei să spui? Adevăr sau neadevăr? Lucruri adevărate, exagerate sau justificări? ce vrei să spui. 2. Cum ai de gând să spui ce vrei să spui? Vei spune frumos sau vei spune violent? Vei spune în fire sau în duh? Vei spune ca pe o acțiune pe care o gândești sau ca pe o reacție pe care nu o gândești, că e un reflex? 3. Când alegi să îi spui, ce vrei să îi spui? Biblia spune un cuvânt spus la vremea potrivită. E ca un măr de aur într-un coșuleț de argint. Noi, oamenii credincioși, avem respect pentru Biblie. Dacă avem respect pentru Biblie, trebuie să se vadă când o împlinim, nu doar când o citim, deși și a o citi este un lucru foarte important. Comunicarea este unul dintre lucrurile cele mai importante într-o căsnicie. Deoarece pe această comunicare se clădesc toate celelalte activități din cadrul familiei. Existența și calitatea comunicării face familia puternică, unită și fericită. În familie, ca în oricare alt tip de relație, există cel puțin patru nivele de comunicare. Nivelul clișeelor, ce mai faci? Asta întrebăm pe oricine și pe cine nu cunoaștem. Comunicarea la nivelul datelor, ai auzit de și spunem câteva informații. Astăzi este mai cald decât ieri. Acesta e un nivel de comunicare care poate să se transforme într-o discuție, dar nu e o discuție în sine. Acest tip de comunicare nu rezolvă conflictul din familie. Al treilea fel e nivelul raționamentelor. Am înțeles asta sau asta. Când o persoană ajunge la acest nivel de comunicare, are perspectiva unei dezbateri. Dar în sine nu este o dezbatere. Tipul acesta de comunicare nu rezolvă problemele, conflictul din familie. Dar care îl rezolvă? Comunicarea la nivel personal. M-am bucurat foarte mult că ai avut puterea să vii și să stăm de vorbă. Nivelul acesta de comunicare presupune o relație puternică, presupune înțelepciune și multă blândețe și, de asemenea, intenția de restaurare. Ai deschis un pic poarta, n-ai avut puterea să o deschizi de tot, ai deschis-o doar jumătate, dar vine partenerul și deschide și el jumătatea lui. Tipul acesta de comunicare conduce la rezolvarea conflictului. Partenerii, adică soțul și soția, trebuie să învețe să spună adevărul cu dragoste, nu doar adevărul. Pentru că dacă spui doar adevărul, cu adevărul, poți să o ucizi spune adevărul în dragoste. Nu te mai justifica că ai spus adevărul. Nu-i mare ispravă să spui adevărul. Cu adevărul poți să omori întreaga lume. Ăla ai prost, ăla ai nebun, ăla ai mincinos, ăla ai ipocrit. Adevărul în dragoste. Dacă Dumnezeu ne-ar fi tratat pe noi doar la nivel de adevăr, ar mai fi fost cineva mântuit. Nu. Când a venit Hristos, ce a făcut El? A venit cu adevărul sau cu dragoste? A venit cu adevărul, dar l-a pus asupra Lui. De aceea a murit dar asupra noastră a pus dragostea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, știți Ioan 3 cu 16, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede să nu mai piară, ci să aibă viață veșnic. Asta se numește dragoste. Nu uitați, Scriptura spune că dragostea acoperă totul, nu că schimbă tot. Dacă îți iubești soțul sau soția, vei accepta să-i acoperi anumite defecte, nu vei încerca doar să-i le schimbi. Nu uita, Biblia nu spune că dragostea schimbă, spune că dragostea acoperă. Asta înseamnă că îți vei asuma dificultatea de a-l acoperi sau de a o acoperi în anumite slăbiciuni pe care le are. Asta nu pentru că le tolerezi, ci pentru că înțelegi că nu te-ai căsătorit cu un înger, ci cu un om. Fără o comunicare profundă, soțul și soția își vor căuta în afara familiei pe cineva care să le împlinească această nevoie. Comunicarea este plăcută atunci când o persoană are libertatea să se exprime, găsind respect, siguranță și înțelegere. Partenerul vrea să fie privit în ochi și să știe că nu va fi marginalizat, criticat sau invalidat, condamnat pentru părerile sale. Chiar dacă tovarășul de viață spune o prostie, dacă el crede în prostia aceea, atunci încearcă să identifici ce se întâmplă în mintea lui, de unde, cum, pentru că nu poate fi așa de de, 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 de rău omul cu care te-ai căsătorit. Persoana care comunică bine știe să asculte, nu întrerupe, nu dă senzația că ascultă cu dificultate, acordând atenție și calitate partenerului. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să spun 10 sugestii pentru soți, soț și soție, ca să evite să rezolve conflictul. 1. Fii înțelegător și amabil cu soția. Fii înțelegător și amabil cu soția. Laudo și asigură de iubirea ta. Definește aria responsabilităților în familie și achită de ele. că evită, evită critica, mai ales în public. Asigură protecție și stabilitate. Amintește-ți zilnic importanța lucrurilor mărunte. Alea mari sunt unul pe an. Recunoaște nevoia soției de a fi mai mult împreună. Fii sensibil la starea sufletească a partenerului. Cooperează cu el pentru binele familiei. descoperă dorințele soției și încearcă să îi le împlinești. Iată dar cele 10 sugestii pentru soți. Cele 10 sugestii pentru soții există? Da. Care sunt? Învață ce înseamnă cu adevărat dragostea. Renunță la visul căsătoriei perfecte și lucrează pentru o căsătorie reală. Deci, renunță la visul căsătoriei ideale și luptăte pentru o căsătorie reală. Nu există căsătorii perfecte, ideale. Există doar căsătorii reale. Descopere nevoile unice ale soțului și încearcă să îi le împlinești în mod specific. Abandonează dependența de părinți și renunță să critici familia extinsă a soțului. De aici pornesc multe conflicte. Apreciază-ți soțul, nu doar aștepta să fie apreciată. Abandonează individualita, individualismul, egoismul, Gelozia, poartă-te cu afecțiune în loc să te plângi sau să emiți pretenții. Nu încerca să-ți schimbi soțul transformându-l în tu. El nu este tu, el este el. Nu îl ataca. Evită mentalitatea exagerată de prințesă și roagă-te pentru răbdare și maturizare. Stimați prieteni, doamnelor și domnilor, noi suntem doar niște muritori, noi toți. Noi toți ne-am născut într-o familie, trăim într-o familie și vom muri într-o familie. Pentru ce altceva aveți de gând să ne investim resursele, dacă nu pentru familia din care facem parte? Suntem tentați să ne purtăm frumos cu oamenii de din afara casei noastre. Și atunci când ajungem acasă, avem această tendință să neglijăm, deși ne pasă. Vă întreb, credeți că am folosit toate resursele pentru ca să căutăm soluții la problemele cu care ne confruntăm în mod specific în familia noastră? Credeți că e o soluție să dăm întotdeauna vina pe partener, în timp ce noi suntem ca un înger, fără nicio vină? Credeți că e normal ca întotdeauna doar eu să am dreptate, iar tovarășul meu de viață să fie tot timpul asuprit? Nu vi se pare că există riscul dacă eu nu-mi înțeleg niciodată partenerul și la supresc, tot timpul găsesc ceva de care să mă leg. Nu vi se pare că există riscul să caute înțelegere la o altă persoană? Am vrut să spun lucrurile acestea pentru că noi suntem doar oameni. Toți greșim în multe feluri. Și viața de familie este cel mai înalt test de calitate și maturizare sau maturitate. De aceea vă chem, stimați, stimații mei frați și surori, doamnelor și domnilor, vă chem la un moment de sinceritate, la un moment de confruntare, să fugim de toxicitatea mâniei manifestată greșit. Și a conflictelor, a reproșurilor, a cicălelilor și a unei atitudini distructive, ci pur și simplu să ne uităm în jurul nostru ca anii trec și ar trebui să producă maturizare în viața noastră. Dacă doar trec anii și doar îmbătrânim, dar nu ne maturizăm, atunci vă întreb, când o să ne maturizăm? După ce murim? Există riscul doar să îmbătrânim, nu să ne maturizăm în timp ce îmbătrânim. Există riscul să nu ne dezvoltăm caracterul și să rămânem ca niște copii arțăgoși, cu aere de prinț și prințesă, niciodată vinovați, exploatând pe tovarășul de viață, dând întotdeauna vina pe el sau pe ea, Aș vrea în seara aceasta, înainte să încheiem, să avem un moment de rugăciune. Dragul meu prieten, nu te chem să investești în familia mea. În familia mea o să continui să investesc eu. Te chem să investești în familia ta. Crezi că se rezolvă problema dacă ți-a acuz partenerul și tot timpul spui că el e vinovat? tu ce faci? S-ar putea să ai dreptate, partenerul a greșit, a păcătuit, poate are un defect care te deranjează, poate a făcut o prostie mare sau mai mică, dar ce faci acum? Ce a făcut Dumnezeu când am păcătuit noi? Ai mai păcătuit de când te-ai botezat? Ce a făcut Dumnezeu cu toate aceste păcate de atunci până acum? Cum ți le-a iertat? Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să înțelegem că ceea ce face cu unui om este bunătatea. Să înțelegem că mila biruiește judecata. Și să mai înțelegem un lucru. Hristos ne-a spus, iubiți-vă dușmanii. Deci pe dușmani trebuie să iubim, dar pe soț și pe soție. Dacă totuși, mergând până la penibil, Soțul sau soția ne-a ajuns, ne ajuns să ne fie dușman. Dumnezeu ne poruncește să ne iubim vrăjmași, dușmani. Iubește-ți soția și respectă-ți soțul. Oricât de dușman ți-ar fi ajuns într-un moment de nebunie. Pentru că dacă tu nu-l respecti pentru că nu te iubește, el mai mult nu te va iubi, și tu mai mult nu-l vei respecta și el mai mult nu te va iubi și tu mai mult nu-l vei respecta, te întreb, nu înțelegi că asta se numește ciclu nebuniei și duce la divorț? Dar dacă blochezi acest ciclu al nebuniei și în timp ce el nu te iubește, tu începi să-l respecti și el poate nu vede și continuă să nu te iubească, dar tu continui să-l respecti, el dintr-o dată va vedea că tu îi faci bine. În timp ce el îți face rău, sau ea îți face rău. Și asta numește Biblia cărbuni aprinși pe capul lui sau a ei. Și dintr-o dată, el va începe să te iubească pentru că tu l-ai respectat, sau el ea va începe să te respecte pentru că tu ai iubit-o. Întreb, cine va începe primul? Cine își va cere primul iertare? Cine se va opri primul din reproșuri, din mânie? Cine se va opri primul din cererea dreptății și pedepsirea vinovatului când vinovatul e soțul sau soția? Haideți să stăm în fața lui Dumnezeu și dacă am greșit față de partener, să ne cerem iertare, oricât de greu ne-ar fi. Iar dacă partenerul a greșit și își cere iertare, oricât de supărați am fi, să-l iertăm. Pentru că drumul pe care trebuie să-l parcurgem împreună continuă. Dumnezeu ne iartă când ne cerem iertare, și noi trebuie să iertăm, și în egală măsură să ne cerem iertare când suntem vinovați. În felul acesta, mânia nu ne va strica familia, iar conflictul se va rezolva pentru că a avut loc între doi oameni care sunt maturi, care și-au dezvoltat caracterul și care au învățat din Biblie să fie Sfinți. Vă chem, stimații mei, să ne rugăm: Tată, care ești în ceruri? Îți mulțumim pentru subiectul acesta delicat pe care l-ai desfășurat în fața noastră. Doamne, ne cere iertare că ne-am mâniat de atâtea ori. Cuvintele pe care le-am spus, gesturile pe care le-am făcut, atitudinea și comportamentele pe care le-am avut au fost nepotrivite. Ne cere iertare, Doamne, pentru toate acestea ne pare rău pentru că am ales să permitem mâniei să ne conducă și să ne transforme în niște oameni care ne-am lovit partenerul și te-am lovit poate chiar și pe tine. Ne cerem iertare, Doamne, pentru că am provocat conflicte uneori și că am ținut mai mult la ambiția noastră personală decât la viața de cuplu, la relația de cuplu. La liniștea casei noastre, și poate chiar și copiii au fost martori. Doamne, iartă-ne, te rugăm, pentru că n-am știut cum să gestionăm mânia, și pentru noi a fost mai puțin importantă familia decât noi ca persoane. Iartă-ne, Doamne, pentru că ne-am permis să transformăm casa noastră într-un conflict, doar pentru ca să ne recorim și să ne răzbunăm ca niște oameni egoiști și ca niște oameni care nu ne-am întâlnit niciodată cu Isus Hristos. Te rugăm frumos, dă-ne înțelepciunea necesară și blândețea necesară de a limita pe Mântuitorul care a venit să aducă iubirea și iertarea. Niciun întemeitor de religie nu a adus iubirea și iertarea ca și Isus, Fiul lui Dumnezeu. De aceea, Tatăl nostru din ceruri, Tu care ți-ai trimis propriul Fiu să vină la noi și să ne mântuiască, te rugăm în seara aceasta, ajută-ne nu doar să privim la El, ci și să limităm și să dobândim capacitatea de a practica ceea ce știm că se constituie în voia Ta pentru noi. Ajută-ne, Doamne, să ne înfrânăm firea din noi, și să nu lăsăm să ne conducă, lovind în familia noastră. Dă-ne puterea să ne controlăm cuvintele, simțurile, atitudinile, deciziile și să creștem maturizându-ne, devenind din ce în ce mai asemănător cu Tine. Ajută-ne, Doamne, și dă-ne puterea să ne cerem iertare pentru partea noastră de vină și deopotrivă să ne iertăm partenerul atunci când ne iartă. Învață-ne să învățăm lucrul acesta, Doamne. Bine Binecuvintează casele noastre cu pace, cu fericirea aceea pe care ne-am dorit-o când ne-am îmbrăcat în haine de miri. Pune peste noi Duhul Tău și manifestă în viața noastră Harul Tău. Îți mulțumim că Tu ne iubești și că Tu dorești să transform casele noastre dar nu înainte să transform caracterul nostru. Ne încredințăm în mâna Ta, cerem binecuvântarea Ta. Doamne, în încheiere, te rog din suflet, binecuvintează toate persoanele care ascultă aceste cuvinte. Poate unele dintre persoanele acestea sunt pe un drum greșit. Poate și exploatează partenerul sau poate sunt infideli. Poate sunt niște oameni mânioși, nedrepți și violenți. Sau poate, din potrivă, sunt vicleni și au o agenda ascunsă. Cu dragostea care îmi trece priceperea noastră, te rog, schimbă-le mintea, acordă-le iertare, dă-le o nouă perspectivă și fă niște luptători nu pentru ei, ci pentru casa lor. Nu pentru ei ca ființă individuală, și pentru familia lor. Învață-ne, Doamne, taina aceasta, înainte să ni se epuizeze ceea ce se numește viața. Îți mulțumesc pentru că tu ești Dumnezeul care iartă și care vindecă. Dumnezeul care ridică, care regenerează și care oferă o a doua șansă. Să spui mâna peste toate familiile care sunt acum familie sau care vor deveni familii în viitor. Și harul tău să crească bărbați și femei de calitate, care în calitate de soți să dea naștere la familii fericite și la copii care cresc împreună cu niște modele de părinți. Doamne, îți mulțumim că tu ne școlești, ne educi, ne pedagogizezi prin scriptura pe care o așezi în fața noastră și prin exemplul iubirii și bunătății tale. Ne închinăm în fața ta și îți mulțumim frumos pentru experiența din această seară, care ne atinge inima, care ne motivează și care ne cheamă la excelență. Slavă ție înveștat! Amin.